Doamnelor, domnilor, bun găsit la emisiunea Săptămâna la Raport, o platformă în care facem o radiografie a ultimelor evenimente din ultimele 7 zile împreună cu invitații mei. Eu sunt Rodica Cravcenco și în fiecare zi de weekend vă dau întâlnire aici la Cinema 1 la emisiunea Săptămâna la Raport. "66% dintre moldovenii spun că lucrurile în țara noastră se îndreaptă într-o direcție greșită, iar alți 53% nu sunt mulțumiți de felul în care trăiesc. Datele se regăsesc în studiul Barometrul Sociopolitic februarie 2023, realizat de compania IMAS. Totodată, unul din 5 moldoveni se gândește să plece din țară în următoarea perioadă. Urmărim detalii imediat. Am dorit să aflăm și care sunt motivele pentru cei care doresc să plece din țară și marea lor majoritate, 66% aproape din cei care vor să plece, spun că dorința lor de plecare e legată de sărăcie, de salarii, de pensii mici și de un nivel de trai mai scăzut, în timp ce 14% consideră că ei nu văd un viitor în Republica Moldova. Și ăsta e motivul principal pentru care vor să plece. Potrivit aceluiași sondaj, majoritatea oamenilor sunt convinși că în ultimii ani țara noastră a devenit mult mai slabă și nu se așteaptă ca pe parcursul anului 2023 situația să se îmbunătățească. 63% consideră că Republica Moldova ca țară a devenit un pic mai slabă sau mult mai slabă și pe parcursul anului 2023 evoluțiile legate de Republica Moldova, 43%, se așteaptă ca evoluțiile să fie mai rele decât în anul precedent și 28% se așteaptă la mai bine. Totodată, respondenții și-au împărtășit dorințele pe termen scurt. Una dintre solicitările de bază a acestora este ajustarea prețurilor. În primul rând, prețurile. Vedem că această solicitare practic e nominalizată de unul din 3 respondenți. Apoi următoarea solicitare din partea oamenilor e să le crească salariile și pensiile. Acest răspuns a acumulat 28% din răspunsuri. Foarte multe răspunsuri s-au legat de situația politică instabilă și dorința oamenilor de a crede că lucrurile se vor schimba spre bine, 22%. Unii își doresc foarte mult pacea și menținerea neutralității, Republicii Moldova 17%. Cât despre starea de urgență care a fost instituită de mai bine de jumătate de an și prelungită 50%, cred că este un abuz. Totodată, în topul celor vinovați de creșterea facturilor pentru gaze și energie electrică, cap de listă este președintele Maia Sandu, urmată de Rusia și Gazprom și fostul ministru de ramură Andrei Spânu. În această săptămână, premierul Republicii Moldova, Dorin Răcioan, a efectuat prima sa vizită oficială peste hotare. La data de 1 martie, premierul a plecat la București, acolo unde a fost întâmpinat la Palatul Victoria, de către premierul român Nicolae Ciucă. Iar ulterior, cei doi oficiali au susținut și o conferință de presă. Piața de capital de la București va deveni accesibilă și în Republica Moldova, a menționat premierul Dorin Răcioan după întrevederea cu omologul său român. Șeful executivului de la Chișinău a îndemnat investitorii de peste Prut să vină în Republica Moldova. Răcioan a punctat că la Chișinău se deschid oportunități pentru oamenii de afaceri români. Bucureștiul este cel mai important partener al Chișinăului. În relația cu Bucureștiul ne dorim aprofundarea parteneriatului strategic, avansare rapidă în procesul de aderare la Uniunea Europeană, dezvoltarea relațiilor speciale privilegiate, implementarea foii de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare și implementarea cât mai multe proiecte de infrastructură. Ne dorim atragerea investițiilor companiilor din România în sectorul energetic din Republica Moldova și cred că acest domeniu are un mare potențial în colaborarea noastră. La rândul său, premierul român Nicolae Ciucă l-a invitat pe prim-ministrul Dorin Răcioan să organizeze la București o ședință comună a celor două guverne, confirmându-și și în continuare susținerea pentru țara noastră. Am evidențiat sprijinul activ al României la Bruxelles și în relația cu statele membre pe toate palierele legate de integrarea europeană, spre exemplu, în ceea ce privește integrarea cât mai rapidă a Republicii Moldova în piața internă a Uniunii Europene,
Am discutat liberalizarea completă a comerțului sau reducerea tarifelor de roaming. Am discutat cu privire la necesitatea de a accelera proiectele de interconectare în domeniul energiei electrice, deosebit de importante pentru asigurarea independenței energetice a Republicii Moldova. Tot în cadrul vizitei, premierul Recioan a avut întrevederi la Palatul Cotroceni cu președintele României Klaus Iohannis, iar la Palatul Parlamentului s-a întâlnit cu Alina Gheorghiu, președinta interimară a Senatului, și Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților a României. De asemenea, premierul moldovean a avut o întrevedere cu majestatea sa Margareta, custodele coroanei române, și alteța sa regală, principele Radu, precum și discuții cu membrii Camerei de Comerț și Industrie Română-Germane. Pe data de 2 martie 2023, Republica Moldova a marcat 31 de ani de la începutul războiului de pe Nistru. Cu acest prilej, joi, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, au fost organizate un șir de manifestații de comemorare a celor care și-au jertfit viața pentru independența și suveranitatea Republicii Moldova, printre care și 89 de polițiști. După depunerea de flori de la monumentul lui Ștefan cel Mare, colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne împreună cu veteranii au pornit într-un marș al memoriei spre Memorialul Eternitate și Maica Îndurerată. Ulterior, la Memorialul Eternitate a avut loc evenimentul oficial de comemorare a celor căzuți pe câmpul de luptă acum 31 de ani, eveniment la care a participat și conducerea de vârf a țării. Eforturile noastre acum sunt îndreptate spre unitatea tuturor cetățenilor, indiferent pe ce parte a Nistrului trăim. Vom continua să depunem eforturi pentru a păstra pacea în țară. Autoritățile Republicii Moldova fac totul pentru a preveni și a nu admite tensionarea situației pe Nistru. Lecția războiului este grea. Ne forțează să-l privim drept în față. Stimați veterani, vă mulțumim pentru sacrificiul vostru de acum 31 de ani pe câmpul de luptă. Apreciem contribuția fiecăruia dintre voi la construirea unei vieți mai bune în țara noastră pe timp de pace. Totodată, în cadrul unui dialog cu veteranii, șefa de la MAI, Ana Revenco, a anunțat că ministerul va organiza lecții de istorie vie în liceele din țară, în cadrul cărora veteranii războiului de pe Nistru vor povesti tinerilor despre evenimentele din 1992. Împreună cu veteranii noștri ne-am decis să organizăm aceste lecții de istorie vie cu care să mergem în toată țara, să mergem și în licee și să vorbim liceenilor despre adevărata istorie. Toți noi, cei mari și cei mici, noi trebuie să cunoaștem ce înseamnă curaj. Din experiențele, trăirile, realitățile pe care dumneavoastră le-ați văzut cu ochii, vom învăța ce înseamnă dragoste de țară. Dis de dimineață și în bisericile din țară au fost oficiate liturghii religioase în memoria celor căzuți în lupta pentru apărarea integrității Republicii Moldova. Amintim că în timpul luptelor din stânga Nistrului, din 1992, au participat aproximativ 30.000 de combatanți, militari și rezerviști ai Armatei Naționale, angajați ai MAI și SIS, sute de voluntari și civili. Confruntările s-au încheiat cu 400 de morți și aproximativ 1.200 de răniți. Acest conflict s-a soldat și cu persoane dispărute, inclusiv din rândul populației civile. În
În această ediție vom discuta despre situația din țară, crize și planuri de viitor. În studio îl avem pe președintele Partidului Politic Promoldova, Boris Foca. Bine ați venit la noi în studio. Bine v-am găsit. Înainte de a intra în pâine, însă o să menționez doamnelor și domnilor că insistăm deja de 3 săptămâni să discutăm aici în cadrul emisiunii cu membrii fracțiunii PAS. Aceștia însă au subliniat că în urma unor consultări în interiorul partidului au luat decizia de a refuza să vină la emisiunile de la postul de televiziune Cinema 1. Motivul din principiu. O să insistăm în continuare, așa cum telespectatorii noștri își doresc să afle din prima sursă despre realizările și planurile guvernării în raport cu crizele în care s-a pomenit țara. Sperăm la o colaborare fructuoasă, totuși, cu membrii Cabinetului de Ministri, de la care încă așteptăm un răspuns la invitația lansată. Domnule Foca, revin la dumneavoastră. Bine ați venit la noi în studio. Ați lansat recent o campanie națională. Gavriliță pleacă, a plecat. Ce așteptări aveți de la noul guvern? Ideea era că atunci când am lansat campania respectivă, Gavriliță pleacă, s-a referit la întreaga garnitură guvernamentală. Ce am primit noi? Am primit practic 90% același guvern. Așa. Și am schimbat doar primul ministru. Deci schimbările care au fost, nu sunt nume noi, secretari de stat care au fost promovați la funcția de ministru. De principiu, schimbări majore, ceea ce așteaptă societatea ca să dea randament, nu au fost. Noi, când am lansat această campanie, inițial, dacă vă aduceți bine aminte, în vara anului trecut, noi am ieșit și am depus și un model de moțiune de cenzură contra a 3 miniștri, apoi am demarat, practic, la sfârșitul toamnei, această campanie națională de demitere, de vot online pentru demiterea guvernului Gavriliță. Ok, lucrurile s-au întâmplat, doar că așteptările nu sunt cele care și doleanțele care le are întreaga populație. Un guvern care a dus țara într-o stare dezastruoasă și cifrele, în primul rând, vorbesc de la sine, nu ne folosim de anumite populisme pentru a câștiga dividende politice, este simplu de luat și de analizat un pic toate raporturile de la Banca Națională până la toți indicatorii care sunt pe piețele externe unei Republica Moldova este parte, de la zona de inflație până la care sunt tarifele la energie, vorbim de gazele naturale, de curentul electric, raportat la veniturile pe cap de locuitor la aceleași țări. Și cu părere de rău, noi am degradat pe foarte, foarte multe subiecte. Am lansat această inițiativă, această campanie, atunci când am văzut că lucrurile deja merg în cădere liberă în Republica Moldova. Noi am dat inițial 100 de zile guvernului Gavriliță, am intervenit și am încercat și am chemat la dialog. De fiecare dată, pe parcursul anului 2022, la orice emisiune, am chemat la dialog. Noi suntem gata cu expertiza noastră, pentru că în Partidul Politic Pro-Moldova avem foști miniștri, avem foști demnitari, avem secretari de stat care au deja o expertiză, au trecut prin actul guvernării și cu siguranță pot interveni calitativ, din punctul meu de vedere, pe foarte multe subiecte care rămân deschise sau sunt foarte prost abordate de actuala guvernare. S-a refuzat acest dialog? Absolut, categoric. Cred că răspunsul de genul care l-ați primit și dumneavoastră cu emisiunea de care ați menționat. De la actualul guvern, că tot experții se pronunță că ar trebui să le dăm o lună de zile ca să prezinte rezultate celor noului guvern, ce așteptări, vă întrebam ce așteptări aveți dumneavoastră de la noul guvern și poate într-adevăr lucrurile se vor schimba, se vor schimba spre bine, de ce nu? Pentru că, așa cum s-a spus și în mass media națională și chiar și în mass media de peste Prut și în cea internațională, noul premier are planuri mărețe, începând cu dezvoltarea economiei și până la securitatea țării. Cât de încredere trebuie să avem în actualul guvern? Noi, cetățenii simpli de la firul ierbii. Toată deschiderea față de, în primul rând, domnul Recean, domnul prim-ministru, care are și o anumită vizibilitate și un anumit suport la fel din afara țării. Problema nu o văd atât în dumnealui, poate și bune intenții toți avem,
Problema este că ele trebuie să fie executate cu niște persoane care să aibă competența și experiența necesară. Deci cu o garnitură în care 80% au avut rateuri acum un an și ceva cu guvernul Gavriliță și ei la tine. Nu zic, haideți să le dăm 30-60 de zile în cazul în care prim-ministru arată că primele rezultate sunt spre diminuarea inflației, creștere economică, stabilitate, atunci are tot suportul, cred că întregii societăți, pentru a ne scoate țara din impasul în care suntem. Părerea mea personală, nu ca și lider de partid, nu cred că se va ajunge aici, pentru că miniștrii și-au demonstrat capacitățile și-au demonstrat deja abilitățile. Odată ce tu un an și un pic n-ai putut aduce pe domeniul pe care îl curezi plus valoare, credem că dacă schimbăm șeful, miniștrii vor lucra mai bine între cabinet de miniștri. Probabil domnul Recean, dacă va găsi formula corectă cum să-i abordeze, nu se exclude asta. Haideți să nu, nici să nu cădem în extremitate. Deși nu, personal nu am această convingere. Mi-aș dori să lucrurile să revină cât se poate de repede, pentru că pe lângă toate avem prieteni cunoscuți, avem rude care au anumite business-uri și lucrurile merg foarte prost în economie. Apropo de business și mediul de afaceri, cât este de fertil la moment solul în Republica Moldova pentru dezvoltarea afacerilor, mai ales în condițiile în care cap de știri în ultima perioadă sunt tot mai multe informații referitor la o posibilă lovitură de stat, referitor la destabilizare în masă, referitor la unele persoane indezirabile care vor să intenționează și urmăresc să facă haos în Republica Moldova. Vom avea investitori în aceste condiții? Nu cred, haideți să fim serioși. Pe de o parte, domnul, dacă nu mă înșel acum o săptămână sau două când au fost anunțurile respective, domnul prim-ministru nou, domnul Recean, participa la un forum al investitorilor care a avut loc aici. Așa. Ca pe de o parte el participă la forumul investitorilor, pe de altă parte doamna președinte vine cu acea informație bombă că se pregătește lovitură de stat și păi de ce mai facem? De ce mai cheltuim bani pe forum investițional? Cine credeți că va veni într-un stat unde însăși noi în luna ianuarie l-am avut pe directorul serviciului de informații care spunea că la fel doar nu este clar când va fi, dar cu siguranță va fi un potențial atac și așa. Deci expertiza asta în Ucraina, dacă să facem o paralelă, păi până începe război, deși au avut și militari care au fost aduși la graniță și tehnică și tot, Zelenski n-a venit cu niciun apel către populație, dacă să mergem ce s-a întâmplat acolo. Și era practic, nu știu, 90% evident că va fi ceva atâta timp cât vezi trupe militare la granița ta. Noi la noi nu avem acum niciun fel de mișcări ale trupelor, de exemplu, din Transnistria. Eu nu mai vorbesc de Federația Rusă, că este o aberație cum o să ajungă ei, cât n-am pune noi problema. Ok, spațiul aerian închis, sunt atâta mai filtre a țărilor, inclusiv NATO, care încearcă să-și protejeze teritoriile. Cum ne vor ataca? Prin sârbii care au fost și au avut să țină galerie aici sau prin cei alții care au fost, dacă nu mă înșel, tot de acolo din Serbia, erau niște boxeri și veniseră la Chișinău și deja, acum haideți tot sportul, lăsăm doar ăștia cu șah, poate ăștia nu ar avea intenții negativiste. Tot ce presupune alte tipuri de lupte marțiale au intenție de a face ceva aici. Nu mi se pare profesionalist această declarație a conducerii Republicii Moldova, mi se pare în detrimentul vectorului european. Eu n-am auzit în nicio țară ca un președinte de, sau un, oarecare altă persoană de rang înalt să facă asemenea declarații, indiferent de criza în care se află acea țară, pentru că știm că și în peste Grecia au fost probleme, și în România, și problemele sunt inevitabile. Problema este cum punem și cum noi ne adaptăm la ele. Atunci când tu, practic,
Republica Moldova trăiește, conviețuiește cu așa numită regiune transnistreană peste 30 ceva de ani. Sunt atâtea relații formate acolo și vine cineva și ne sperie că ei vor invada, vor porni, vor face, vor drege. Vedeți că nimeni nu a luat în serios declarațiile lor. Noi n-am avut atât de multe reacții de la mediul diplomatic că într-adevăr se află în pericol. Și primul lucru ce se întâmplă, dacă într-adevăr acest pericol este viabil, păi toate ambasadele își vor evacua personalul de acolo. Sunt niște chestii aruncate în vânt, după așa, mine, pentru a distorsiona un pic atenția publică de la problemele vitale. De la problema prețurilor, de la problema ce mâncăm mâine, de la problema îmi închid afacerea, de la problema cum rambursez ratele la credit, de la problema că creditele au avut o cotă foarte înaltă la un moment dat și s-a blocat piața imobiliară, că nu se putea de lua, sau acele credite, sau programul Prima Casă, care un prim impact când s-a majorat dobânda, de la 6.000 la niște cunoscuți au crescut la 13.000 și la un venit total pe familie de 18.000, tu dai 70% doar pe prima casă. Tu când ai acceptat acel credit, având o rată de bază de 5-6.000, ok, era un 20% din salariu. Când bine, a acum la 60%, se pare că și, da, și la acest capitol Banca Națională a Moldovei urmează să tempereze aceste și ratele la credite și chiar și inflația, chiar experții economici prognozează o temperare a inflației, nu neapărat o micșorare, o reducere, dar o temperare. Adică, bine, prețurile nu vor crește atât de repede, trebuie să fim mai optimiști. Ați menționat vectorul european al țării noastre și aș vrea să ne oprim un pic aici. Ce presupune, de fapt, conceptul de integrare europeană? Pentru că avem chiar în această vineri, s-a împlinit un an de când Republica Moldova a depus acea cerere de aderare la Uniunea Europeană și trebuie să recunoaștem că este o realizare a actualei guvernări, obținerea acestui statut de candidat al țării noastre, candidat la integrare. Ce presupune, după părerea dumneavoastră, acest concept și dacă Republica Moldova este gata să intre în marea familie europeană? Însăși, partidul pe care îl reprezint în emisiunea dumneavoastră are ca și în doctrina noastră, este viziunea de bază, presupune integrarea europeană. Doar că vă dau și eu o întrebare, posibil că retorică. Spuneți-mi, vă rog, trăiți mai bine la un an de când suntem avem calitatea de a face un pas mai aproape către, pentru a deveni sau a face parte din marea familie europeană. Aici cred că, știți, putem vehicula și într-adevăr ne dorim din tot sufletul să ne integrăm și vedem valorile cele mai corecte după modelele de dezvoltare a țărilor europene. Acolo ne regăsim, acolo avem foarte mulți concetățeni de ai noștri care inclusiv și-au dat votul speranței la alegerile anterioare și au dat acel vot și l-au încredințat în ideea în care în țara lor va fi exact cum văd ei acum, fie că e din Italia sau din România sau din Marea Britanie. Așteptările cred că nu s-au adeverit la marea majoritate a lor. Dacă revii acasă și doamna președinte este practic la jumătate de mandat, nu vedem mult mai multe drumuri bune. Dacă revii acasă, nu vedem exagerat de multe proiecte de canalizare care au fost făcute în această perioadă. Bine, nu trebuie nici să neglijăm că, într-adevăr, situația geopolitică, situația și criza COVID, dar vreau doar să mă raportez la vecinii noștri, vreau să mă raportez la cei și Ucraina, care este direct implicată în conflict și care poate menține foarte multe tarife ca să fie permisive pentru societate. Poate duce o politică a resurselor energetice corecte ca să nu explodeze prețurile, ceea ce am avut noi la un moment dat. Nu, și mereu mi-am pus întrebarea. Iată, noi avem țara vecină care 40% din teritoriul ei, practic, la moment nu poate fi exploatat, din considerent că se poartă lupte acolo. 40% din Ucraina sunt, nu știu, 4-5 Republici Moldova. Așa. De ce noi nu putem ajuta businessul din Ucraina? De ce guvernul nu a venit cu o inițiativă clară
pentru companiile care pleacă din Ucraina, haideți să le oferim. Avem destule spații care trebuie exploatate la maxim. Putem da de muncă cetățenilor noștri, pentru că să recunoaștem, în Ucraina prețurile și salariile au fost mai mari ca la noi. Deci ar putea crește mult mai mult, inclusiv impozitarea la stat. Haideți să-i ajutăm cu banii. De ce nu privim știrile, practic, peste o seară, cum a fost prins cineva la aeroport cu niște bani declarați? Dar ce ar fi dacă le-am permite să introducă banii în Republica Moldova? Ok, de aici, dacă vrei să-i scoți, deja hai să clarificăm proveniența și alte aspecte. Adu banii în țară, lasă-i să lucreze la noi și pentru economia Republicii Moldova. Că când să ajutăm poporul ucrainean, am fost primii. Am primit, am dat inclusiv personal, ca persoane fizice, plecam cu mașinile, încălzeam, puneam să mănânce și așa. Dar atunci când s-a depășit momentul crizei respective, a refugiaților, atunci când a venit momentul, ok, haideți deja să vedem ce dividende economice putem avea, că dacă nu le luăm noi, le ia polonezii. Dacă nu le luăm noi, ucrainenii pleacă în România. Cu alte cuvinte, să găsim oportunități chiar și în situații de criză. În situația existentă. Noi avem portul Odessa nefuncțional. Cum ne-a avantajat pe noi această situație? Constanța a fost blocată foarte mult timp, pentru că toate containerele care plecau, spre exemplu, spre portul Odessa, au fost redistribuite spre Constanța și alte porturi. Dar vă deschid o paranteză. Doar de Republica Populară Chineză, în anul 2022, noi am procurat de aproape 1 miliard de euro. Păi vă dați seama că toată marfa aia inițial pleca prin Odessa. Acum a ajuns prin Constanța. Închipuiți-vă cât consumă Ucraina. Dacă noi, Republica Moldova, am luat de 1 miliard, nu cunosc cifrele și datele oficiale, dar cu siguranță sunt de câteva zeci de ori mai mari. Și toată acea marfă logistic trebuie aranjată. Și altă cale decât România, Polonia și Republica Moldova nu există. Unde suntem noi în această ecuație? Am vorbit de un segment de cale ferată care am zis că îl prefacem, l-am deschis cu FAST. Așa. Și lucrurile s-au împotmolit în birocrație, că iarăși serviciul vamal trebuie să semneze, trebuie să-și pună posturi, neposturi. Păi noi în formatul ăsta, dacă mergem, păi ordinește război și o reface Ucraina și tot noi umblăm cu tăietul. A promis ministrul economiei că va mai reduce din toată birocrația care este în Republica Moldova. Sperăm să ne dorim asta. Să avem rezultat, așteptăm cu sufletul la gură și noi, cetățenii simpli. Revenind la vectorul european și la reformele care sunt puse în fața Republicii Moldova pentru a putea înainta în acest parcurs, vreau să aflu opinia dumneavoastră referitor la toată această situație care s-a format în jurul acestui sistem de preveting în sistemul judecătoresc din Republica Moldova. Cum văd partidele extraparlamentare acest proces și dacă văd o luminiță la capătul tunelului, pentru că avem un concurs, spre exemplu, la șefie pe CECOX, deja anulat. Anulat. Așa. Și cumva undeva această reformă se împotmolește. De ce? Știți, de fiecare dată când se întâmplă anumite lucruri sau anumite reforme care trebuie făcute, eu cred că trebuie niște pași făcuți corecți. Există o rețetă a implementării reformelor. Atunci când tu încerci să faci lucrul ăsta la 180 de grade, să-l faci brusc și pui un concept de preveting care a speriat mulți judecători, ok, nu zic că sunt cei mai corecți judecători. Haideți să-i dăm pe toți afară, haideți să blocăm în general sistemul justiției și nu știu cine are de câștigat din asta. Întrebarea e de unde luăm alții. Problema este de unde luăm alții, în același timp și haideți să vedem cu ce ochi o să ne vadă și partenerii europeni. Nu încurajez sub nicio formă tolerarea persoanelor care au probleme cu legea. Dar dacă vrei să faci o reformă, păi mergi mai întâi de toate la toate asociațiile de profil abilitate, faci consultări cu toată lumea, auzim, suntem toți implicați, partidele extraparlamentare, asociațiile de profil, păi până la urmă inclusiv cu avocații, cu Consiliul Procurorilor, cu toți, haideți să discutăm, apar niște teze în care putem toți să ne uităm peste ele, ne dăm o părere și atunci apare o imagine de ansamblu mult mai clară. Când încerci să pari bun
în fața europenilor și arăți că poți tăia în stânga și în dreapta și că vii cu o mega reformă care de fapt a blocat sistemul justiției. Scopul reformei este îmbunătățirea, ce nu blocarea lui. O să vă întrerup aici și revenim la scopul acestei reforme imediat după publicitate. Regia mă anunță că trebuie să luăm publicitate. Doamnelor și domnilor, pauză, revenim în studio la discuția noastră. Rămâneți cu ochii pe noi. Iată, ne reveniți în studio, continuăm discuția noastră cu președintele Partidului Politic Pro-Moldova, Boris Foca. Domnule Foca, înainte de pauza de publicitate, abordam această reformă a justiției și dumneavoastră spuneați că trebuie implicați toți actorii acestui domeniu, de fapt, în această reformă care trebuie făcută etapizat până la urmă și nu la 180 de grade, cum v-ați referit. Puteți să ne spuneți ce ați avut la ce v-ați referit când ați menționat că trebuie implicați toți actorii? Știți, mai întâi aș porni cu ideea că o asemenea reformă, și nu doar vorbesc aici și mă refer strict la pre-vetting, orice tip de reformă, modul de implementare a ei, trebuie să ținem cont și de maturitatea societății. Că atunci dacă noi o să încercăm să facem asemenea reforme în toate sistemele, și așa avem un deficit de cadre foarte, foarte mare. Nu cred că asta ne va ajuta și ne va da dividende imediat. Sunt convins că trebuie făcute reforme, indiscutabil. Sunt convins că poate același concept de pre-vetting poate ar fi avut un succes mult mai mare dacă el era implementat treptat în decursul, nu știu, a 2-3 ani, de exemplu. Așa. Atunci când haideți să nu uităm că de fiecare dată când vine cineva la guvernare, se veiculează că au acaparat toate instituțiile statului. Noi vedem anumite arestări, mai ales din partidele parlamentare de opoziție, din extraparlamentare au anumite dosare, anumiți foști deputați au fost niște mânării făcute pe acolo, au avut probleme cu legea care le-au rezolvat, dar noi până la urmă nu avem de la tema miliardului, dacă ne referim la justiție, noi nu avem un dosar finalizat la 100%, avem landromatul, deci ceea sau temele de bază ale guvernării cu care au venit și în cadrul alegerilor, practic, în baza acestor subiecte au ajuns să guverneze, vedem că eșuează tot după ei, vedem că rezultatele promise nu sunt, vedem că pre-vetting-ul și marea reformă din justiție s-a împotmolit și dacă nu vor opri, vor ajunge, cred că, și mai urât. Și ok, vorbim de sistemul intern, noi suntem foarte dependenți de partenerii noștri de dezvoltare. Cu siguranță, pentru, din ce am văzut eu, s-a vehiculat în presă că persoanele care sunt în comisia de pre-vetting au salarii de 60.000 de lei, de exemplu, 3.000 de euro, care este un salariu mai mult decât bun pentru Republica Moldova. Și atunci, sigur că apare și problema că prin intermediul unei asemenea comisii, așa, tu poți influența persoanele incomode ție sau dacă ai nevoie de o anumită tentă de, nu știu, poate e prea mult zis, răzbunare, dar ca bâtă politică, pre-vetting-ul poate fi folosit. Și atunci niciunul din acei judecători nu vrea să fie expus, mai ales că, ok, o parte din ei au deja o bună experiență. Exact asta și pentru a putea căuta nod în papură, păi cu siguranță îl găsești. Cred că și la dumneavoastră neapărat să fii judecător. Dacă vrei să crezi că cuiva o problemă, cu siguranță o faci. Și apariția asemenea comisii de gen pre-vetting-ul, păi haideți, vă spun că nu de mult am discutat într-o altă emisiune unde vorbeam cu centralizarea care are loc acum la nivel de localități. Așa. Acolo unde toate direcțiile de la de la raion trec direct în conducerea ministerului, da? Nu cred că cineva din Ministerul Educației cunoaște un
profesori care să-l angajăm la Soroca. De exemplu, până acum era Centrul Raional și Direcția de Educație care se ocupa cu acest lucru. Guvernarea încearcă să țină la control și să aibă cât mai multe pârghii pentru a putea influența foarte multe procese interne și prin această experiență noi doar facem un copy-paste. Privating-ul până la urmă este aceeași chestie, doar că în segmentul justiției, bine, făcut altfel, făcut cu suportul europenilor. Dar sunt ferm convins că nu s-a studiat impactul unei asemenea reforme. Voiam să intervin. Și această reformă a administrațiilor publice locale și această reformă în domeniul justiției sunt cerute cumva de partenerii europeni, inclusiv de comunitatea europeană, pentru ca să înaintăm în parcursul nostru european. Adică, cumva, sunt cerințe ale Uniunii Europene. Guvernarea noastră trebuie să le implementeze. Întrebarea este cât de corect se implementează ele și, revenind la domeniul justiției, chiar noua ministră, doamna Mihaelov Moraru, spunea că judecătorii care și-au dat demisia, 17 la număr, dacă nu greșesc acum această cifră, s-au speriat, de fapt, și nu pot face față acestei comisii. Să fie oare adevărat? Păi, adică se simt cumva toți cu musca pe căciulă? Au fost toți judecătorii din Republica Moldova? Bine, nu toți, că exagerăm acum. Compromiși? Nu știu cât de compromis. Nu am rol nici de procuror și nici de bine, avocat. Bine, o părere, pentru, o părere, dar da. Dar părerea, știți, părerea este că n-ai vrea singur să-ți lezezi demnitatea. Așa. Fiecare din noi avem o anumită demnitate și atunci când se încearcă prin prisma anumitor comisii, știți, este așa o vorbă în Parlament, dacă vrei să stopezi o problemă, ei își creează o comisie pentru asta. Și atunci dacă vrei să stopezi reforma justiției, ai creat o comisie, ai pus preventingul, ăștia au plecat, păi haideți să abordăm și din prisma judecătorilor. Așa. Ok, tu ai fost judecător 20 de ani, spre exemplu, sau 15 ani și acum s-a creat o anumită comisie care încearcă să-ți analizeze. Haideți să vedem de la membrii comisiei care este corectitudinea lor, cât de influențabil sau neinfluențabil politic sunt acei membri, care sunt, ok, și doi la mână, eu ca judecător, ok, poate mai bine la un moment dat fac un pas înapoi, pentru că judecătorul are cât de cât o pensie asigurată, așa. La ei salariile sunt destul de ok și a face un pas înapoi la timp pentru a nu-ți crea probleme și știți, nu vorbesc neapărat de necorectitudine. Interpretarea noi am avut la unii colegi, nu o să dau nume, în partid, unde s-a luat iniu de ei pentru zona de avere, că nu au coincis anumite cifre date, deși au reușit și au demonstrat că averea a fost foarte corect pusă la punct, de unde s-au luat acei bani. Așa. Doar că a trecut un an jumătate, a trecut un șir de instanțe pe care te duci cu dovezile tale. Și sunt convins că și judecătorul nu neapărat să fii un judecător corupt dacă ai frica asta. Mai mare frică este ok că atunci când posibil poate fi o persoană care nu este destul de competentă pentru a face o anumită analiză a anumitor lucruri, să-ți lezeze demnitatea. Tu ulterior sigur ai tot timpul de lume să demonstrezi că nu e așa. Însă și incidentul ăsta s-ar putea ulterior să aibă un impact negativ și în dezvoltarea ta profesională și să te blocheze la un moment dat. Și atunci, ok, haideți, eu mă retrag mai bine, puneți persoane care le credeți corecte sau cine este foarte curajos și să meargă înainte cu un asemenea concept. Legile SIS, domnule Focar, cât de necesare sunt acestea, cât de necesare este lărgirea acestui orizont de împuterniciri pentru serviciile de informații și securitate, pentru că există voci care susțin că odată cu aprobarea acestor legi vor avea loc foarte multe încălcări ale drepturilor omului, dreptul inclusiv la viața personală. Mereu știți, limita dintre capacitățile unui guvern, unui stat, unei agenții de securitate, unui serviciu și viața personală a stat este foarte discutabilă. Așa. Am să fac un raport cu Republica Populară Chineză pentru că cunosc foarte bine ce se întâmplă acolo. Acolo unde eu personal am avut așa o experiență, când în cadrul unui hub mare tehnologic, după 3 zile de stat în China, mi s-a făcut o poză și mi-a zis: vă pot demonstra o chestie interesantă. Ok, m-au pozat,
Într-un sfert de oră mi-au arătat un filmuleț. Așa. De când am ajuns în China, ce taxi am luat de la aeroport, cât a durat până am stat la hotel, unde am ieșit din hotel, la ce oră am ieșit, în ce mașină am intrat, în ce restaurant. Deci, ok, și aici îți pui întrebarea. Bun, în China, unde au 1,5 miliarde de cetățeni, ai nevoie de un control riguros. Noi vedem că noi suntem 2,5 milioane și avem probleme până peste cap. Ce ar fi să avem 1,5 miliarde? Și ca să-i controlezi, ai nevoie, sigur, de digitalizare. Că doar calculatoarele te vor ajuta ca să ții în frâu anumite procese. Bun, dar asta mă încalcă sau nu viața mea privată atunci când o companie de acolo mi-a arătat filmulețul meu pe 3 zile? Câte stupuri am făcut, cât m-am reținut la restaurant, cu ce mașină am ieșit. Așa. Și când am ajuns înapoi la hotel. Cu siguranță și la noi este o problemă care trebuie discutată, dar la fel. Deci, nu că poate n-am privit lucrurile, că se fac neapărat cu anumite interese meschine, dar dacă le-am fi discutat, dacă ar fi fost o perioadă de discuție și atunci, unde la fel, haideți să punem asociațiile de profil, avem aceeași, păi până la urmă și avocații, că dacă se întâmplă ceva și vrei să dai în judecată, trebuie să te apere cineva. Dacă în caz că ai depistat că ai fost urmărit și tu nu știai de ce-s fapt, în bază la care lucruri s-a luat această decizie și trebuie contrapus, trebuie de analizat la fel impactul. Putem să deducem că aceste lucruri se întâmplă acum prin prisma războiului care este purtat între Ucraina și Federația Rusă. Ok, atunci haideți să înțelegem aceste norme. Ele sunt întocmite cu titlu permanent. Eu nu cunosc, sincer să vă spun, practicile României în acest domeniu. Ucraina, ok, au cod roșu de alertă. Haideți să vedem Polonia, haideți să vedem alte țări în care să ne se explice, știți? Asemenea, legi au fost adoptate în majoritatea, de exemplu, țărilor europene, atunci noi putem cataloga ca pe o chestie ok, mai devreme sau mai târziu, cum ați spus și dumneavoastră, noi vom corela legislația noastră la cerințele Uniunii Europene. Și dacă aceasta este una din norme care cer ca să fie, cred că pentru securitatea internă mai mult a statului, eu aici aș deschide și niște paranteze. Haideți să recunoaștem, la noi totul este foarte, foarte birocrat. Și pe undeva poate că aș înțelege și serviciul de securitate atunci când ai nevoie să-ți iei sau să faci o chestie, o percheziție. Așa. Ai nevoie de anumite autorizări, de mandate, mandate și așa, care la rândul lor ele durează. Și dacă asta ar scurta, dar știm și mă întorc, dacă asta ne-ar arăta în cifre că adoptarea unei asemenea legi, de exemplu, va, nu știu, majora încrederea în serviciul de informații și va contracara anumite situații care au putea fi împotriva interesului național cu 30%. Dacă această lege va ajuta în general lupta cu criminalitatea, odată ce vom avea aceste statistici, vom înțelege, adoptăm legea, ce primim în schimb, cred că putem lua o decizie viabilă, susținem, suntem pro sau contra. Am înțeles. O să citez în continuare. Am depus importante eforturi pentru a demonstra societății că politica nu se face decât pentru oameni și prin implicarea oamenilor, mai puțin prin etalarea propriilor interese și manipulări crase de la fiecare dintre cei care azi continuă să ne mai promită vremuri bune. Ați spus-o dumneavoastră, sigur, într-o postare. La ce v-ați referit de fapt când ați făcut această declarație? Și tot aici am văzut în monitorul oficial că partidul pe care îl conduceți și-a schimbat denumirea. O să ne spuneți, vă rog, prima parte a întrebării mele, la ce v-ați referit când ați făcut această postare și după o să ne spuneți și ce a stat la baza schimbării denumirii partidului. Prima, ce ține de prima parte, sigur că m-am referit la echipa care ne guvernează la moment. Noi am văzut și toată lumea nu doar vorbește, deja cred că unii politicieni tot din domeniul extraparlamentar zic că au și dovezi acolo unde la Ministerul Infrastructurii, Energiei și Dezvoltării sunt careva scheme cu dovezi de la păcura din România până la energia bine, electrică. Trebuie, da, sunt niște chestii care trebuie să le demonstreze justiția. Până atunci exact. Avem fiecare prezumție din nevinovăție. Însăși, transparența de care s-a vorbit când s-a intrat la guvernare nu a fost nici pe departe la măsura așteptărilor.
Noi cu asta am votat și vă spun sincer și onest, eu am votat ca să vină doamna Maia Sandu la guvernare. Îmi asum acest vot și am vrut o schimbare. Pentru că am crezut că ni s-a spus că va fi o transparență totală în întreg proces decizional. Va fi o transparență totală cu toate instituțiile. Doar că după ce au venit, acest lucru nu s-a întâmplat, mai mult ca atât. Vedem că foarte multe contracte sunt mega secretizate și tot așa. Ne punem întrebarea. Ok, de ce ați promis? De ce ați ridicat atât de mult așteptările care, de fapt, nu pot fi realizate? Mai bine, ok, nu ne promiteați 10 puncte care le-a avut dumneavoastră, promiteați 5, le-ați realizat și avem total încredere și vă mai dăm un mandat pe 4 ani să mai faceți alte 5 puncte cruciale pentru Republica Moldova, dar care știu sigur că vă țineți de cuvânt și le implementați. Atunci când îmi promiteți în campanie electorală multe, multe lucruri și după ce trece un an, trece al doilea an, mergem spre al treilea an și nici jumătate din ele, nu că nu au fost implementate. Din contra, am senzația că practic nu s-a schimbat nimic față de alte regimuri, pentru că atunci când era, fie că erau socialiștele guvernare, fie că erau democrații la guvernare, ei veneau cu asemenea acuzații. Sunteți netransparenți. Ei vorbeau de scheme, ei vorbeau de capturarea justiției. Și unde ne aflăm acum? Ce s-a schimbat în acești 2 ani de când doamna Maia Sandu este președinte? I-am dat votul ei cu toată încrederea că vor fi schimbări. Am vorbit despre reforma în justiție. Vorbiți cu agricultorii. Drumurile avem mai bune, prețurile avem mai joase, salariile au crescut. Astea sunt întrebările de bază care ne frământă și tot ce am scris acolo, exact despre ce și cei ce ne guvernează, un mesaj adresat lor a fost. Denumirea partidului. De ce a fost nevoie schimbarea? Și cum se numește acum? Schimbarea a fost, nu știu, mai mult o chestie spre care am tins. Așa. Pentru că până la urmă Pro-Moldova este o parte a Partidului Democrat. De acolo s-au desprins deputații care au făcut primii, au stat la baza creierii Partidului Pro-Moldova. Odată ce s-a evit oportunitatea, atunci când Partidul Democrat a zis că noi nu vrem să mai fim democrați, vrem să fim social-democrați europeni, așa, noi cu colegii am decis că, ok, haideți să revenim, că de fapt noi de acolo am și plecat. Acum noi nu refacem nimic, doar ne asumăm ceea ce a fost a nostru. Și sigur, suntem în proces de dezvoltare, în proces de discuții și cu alți colegi care au făcut parte din Partidul Democrat și la un moment dat poate că nu au fost de acord cu tot cu ce s-a petrecut acolo, cu toate deciziile care au fost luate sau poate prin prisma anumitor conducători care au avut, nu știu, cineva acceptă un conducător, cuiva nu-i place, este o chestie firească, cred că în toate partidele. În scurt timp avem anumite planuri, cu siguranță o să mai revenim la acest Partidul subiect. Democrat Modern din Republica Partidul Moldova, Democrat, dacă nu greșesc. Partidul Democrat Modern, da, din Republica Moldova. Am absolut înțeles. Valorile rămân aceleași, principiile rămân aceleași. Ce vă propuneți? Și apropo de valori, principii și alegeri, scrutin la care ați făcut referință, scurtuți că mai avem doar 3 minute din această emisiune, ați ales deja pe cine trimiteți la locale? Suntem, cred că am ales în organizațiile Pro-Moldova. Pro-Moldova are la moment 12 organizații active, raionale mă refer, și pe lângă organizația raională mai sunt și localitățile, sunt și satele unde este nevoie de identificat. Suntem în plin proces de identificare a colegilor noștri care vor merge din partea și se vor balota din partea partidului La alegerile locale. Suntem în discuții cu mulți deja foști colegi care nu se mai regăsesc nicăieri, că atunci, așa, când a fost acel clivaj în cadrul Partidului Democrat, noi am văzut că s-au format grupulețe care unii s-au regăsit în anumite formațiuni, unii nu s-au regăsit nicăieri.
Și acum suntem în discuții cu ei de dacă au deschiderea. Ca să-i aduceți dacă, acasă. Ca să-i aducem acasă. Am înțeles. Domnule Focă, eu vă mulțumesc pentru această discuție. Vă mai așteptăm la noi în studio să abordăm subiecte și de ce nu să ne spuneți cine sunt viitorii candidați la alegerile locale care vor avea loc în toamnă. Ajungem și acolo. Doamnelor și domnilor, rămâneți cu ochii pe noi. Urmează în continuare radarul știrilor externe la emisiunea Săptămâna la Raport. Administrația americană a oferit agențiilor guvernamentale 30 de zile pentru a elimina site-ul chinez de rețele sociale TikTok de pe dispozitivele și sistemele federale, scrie Reuters. Conform documentului, în efortul de a menține datele din SUA în siguranță, agențiile guvernamentale vor trebui să ajusteze contractele IT pentru a se asigura că furnizorii de date din SUA nu au voie să folosească TikTok pe dispozitivele lor. Noile reguli se aplică doar echipamentelor de lucru. Angajații departamentelor au în continuare permisiunea de a instala aplicația pe dispozitivele personale. La Berlin a avut loc un meeting împotriva furnizării de arme către Kiev. Acesta a fost organizat de membrul Bundestagului Sara Wagenknecht al Partidului de Stânga și feminista Lisa Schwarzer, care au publicat recent o petiție online Manifestul Păcii. Potrivit Deutsche Welle, documentul a fost deja semnat de către mai mult de 640.000 de persoane. La poarta Brandenburg din centrul Berlinului a avut loc o demonstrație cu genericul Revolta Păcii, la care au participat mii de oameni în sprijinul eforturilor de pace din Ucraina. Activiștii s-au opus furnizării de arme către Kiev și escaladării în continuare a conflictului, precum și pentru inițierea rapidă a negocierilor de pace. Oricine se îndreaptă către o apocalipsă nucleară este de partea greșită a istoriei. Este vorba despre toți cei care nu fac tot ce le stă în putere pentru a preveni pericolul unei astfel de escaladări, nu luptă pentru bine și se comportă irresponsabil. Suntem aici pentru pace, pentru pace și rezolvarea non-violentă a conflictelor. Nu suntem de acord cu ceea ce face guvernul nostru și de aceea am ieșit în stradă. Suntem aici pentru a opri furnizarea de tot mai multe arme Ucrainei, pentru a preveni cât mai multe decese. Suntem pentru dezarmare și coexistență pașnică cu Ucraina și Rusia. Susținătorii reglementării pașnice a conflictului au depus flori la tancul rusesc instalat la ambasada Rusiei din Berlin. Misiunea diplomatică a calificat acțiunea ca fiind o provocare, dar în mod neașteptat pentru autorii ideii, mașina blindată s-a transformat într-un memorial. Ulterior însă buchetele au fost călcate în picioare de către activiștii revoltați, iar poliția a pus un gard în jurul tancului. Tabloidul German Bild a publicat un articol în care îi numește pe cei care depun flori la ambasadă proruși, iar acțiunea în sine sprijin flagrant pentru război. Cât despre Revolta Păcii, evenimentul a fost puternic criticat de mulți politicieni germani. Vicecancelarul și ministrul economiei al Germaniei, Robert Habeck, a spus că toți cei care sunt în toate mințile își doresc pace, dar propunerile organizatorilor nu sunt pentru pace, ci doar o chimeră și induc în eroare populația, relatează Deutsche Welle. Opoziția nu a aprobat astfel de acțiuni. Secretarul executiv al fracțiunii socialdemocraților din Bundestag, Katja Mast, într-un interviu acordat grupului de media Funke, a indicat că organizatorii sunt instrumente propagandei rusești. Amintim că publicarea Manifestului pentru Pace de către Sara Wagenknecht și Alice Schwarzer a provocat de asemenea un val de critici în mass media, care a calificat tezele prezentate în document ca fiind cinice și disprețuitoare față de ucraineni. Drept răspuns la această inițiativă, Germania a lansat o petiție prin care cere asistență continuă pentru Kiev. Tot în această săptămână, peste 30 de persoane au murit și 10 de oameni au fost răniți într-o coliziune a unui tren de pasageri și unul marfar din Grecia. Incidentul a avut loc marți noaptea târziu, în apropierea orașului Larissa, în zona localității Tempe. În trenul de pasageri se aflau aproximativ 350 de persoane care veneau din Atena spre Salonic. La întâmpinarea sa se îndrepta un alt tren de marfă care se deplasa din Salonic spre Larissa, relatează BBC. Potrivit salvatorilor, în urma unei coliziuni frontale, mai multe vagoane au deraiat și a izbucnit un incendiu. După impactul roții și al unei părți din garnitură, aceasta a fost aruncată la mai bine de 100 de metri de la calea ferată. Ambele trenuri care se îndreptau unul spre celălalt au ajuns
ajuns pe aceeași linie dintr-un motiv necunoscut. Am auzit un vuiet teribil timp de 10 minute care au fost de coșmar. Eram împrăștiați în toate direcțiile pe vagoane. S-a instalat panica, focul era peste tot, eram prinși în capcană. Dintre cei 85 de răniți, 25 sunt în stare critică. La fața locului au fost trimise echipamente speciale pentru a demonta grămezi de metal. În ajutor au venit și reprezentanții armatei. Circumstanțele producerii accidentului, precum și cauza accidentului, sunt în curs de cercetare. Doamnelor, domnilor, ați urmărit emisiunea Săptămâna la Raport. Eu sunt Rodica Cravcenco și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!